În conformitate cu dispoziția primară comunei numărul 249 din 21.09.2023, am fost invitat să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, ce are loc în data de 29.09.2023, orele 13 în sala de ședință. Ordinea de zi este următoare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Sândurem pentru ședința adunării generale a acționarilor și ședința adunării generale a acționarilor extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA din 2-10-2023, respectiv 3-10-2023, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil și autorizații de amplasare și sau acces în zona drumului public către SCRDS-SA, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către SC Grup Treloc SA împotriva hotărârii Consiliului Local Sândulei numărul 81 din 13.09.2023 privind asigurarea de la bugetul local a sumei necesare în vederea achiziționării și montării a containerului tehnologic ce conține echipamente electrice și de autorizare pentru stație de epurare conform capitolului 3 capitolul 4, alineatul 3, utilaje, echipamente tehnologice și funcționare ce necesită montaj din cadrul de viziune general al investiției, proiect și execuție rețea de canalizare și stații de epurare a apei uzate, menajere în comuna Sândulei, județul Bacău și executarea conătului de bună execuției deschis la trezonerie, inițiator primarul comunic. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei chipere Roxana Iuliana, domiciliată în comuna Sândulei, satul Verșești, județul Bacău, pentru tratamentul de cancer, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind luarea cunoștință conținutului proiectului raportului de audit asupra situației financiare consolidate ale comunei Sândulei la data de 31.12.2022, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil și autorizării de amplasare sau acces în zona drumului public în vederea efectuării lucrărilor. Sistem de monitorizare și asigurare a spațiului public în comuna Sândulei, județul Bacău, din cadrul proiectului achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc și sistem de monitorizare și siguranță. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achiziționării publice pentru implementarea proiectului. Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziție de utilaje în comuna Sândulei, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 9, diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Sândulei pentru ședința adunării generale acționarilor și ședința adunării generale acționarilor extraordinare a acționarilor ASCA, Compania Regională de Apă Bacău, SA, din 2-10-2023, respectiv 3-10-2023. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Referitor la punctul mandatul special reprezentantului de la Unității Administrative Teritoriale, avem o adresă de la Societatea Comercială Regională de Apărare, în care se prelungește mandatul primarului cu 4 luni de zile, ca membru încă. Punem la vot punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil și autorizații de amplasare și sau acces în zona drumului public de către SCRDS-SA, inițiator primarul comunei.
după cum știți, Digi, Digi să se extindă și în comuna Sândulen. Și la un moment dat știm că, nu știu, acum un an de zile am aprobat o suprafață de pământ sus la rezervor. Deci ca să știți că Digi vrea să vină și în comuna Sândulen, au întocmit un proiect, ei solicită o autorizație de împrasare la drumul public. Vorbim de preusuri, ei vin pe partea aia, pe la Berzon, și vin la noi, se leagă de drumul de la Vârșești. Și prin avizul structurii de specialitate se precizează acord prealabil și autorizat de la primăria Sândulen. Spunem la vot, punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formate de către SC Grup Loc, S.A. împotriva hotărârii Consiliului Local Sădulen din 80, numărul 81 din 13.09.2023 privind asigurarea de la bugetul local a sumei necesare în vederea achiziționării și montării a containerelor tehnologice ce conține echipamente electrice și automatizate pentru stația de curare, conform capitolului 4, alineatul 3. Dar eu am să precizez câteva cuvinte, o să precizez și domnul secretar. Pe data de 27 sau 28 a transmis o notificare către grup de lor privind pretenției de executare a garanției de bună execuție. Având în vedere că ei în acest moment au un cont aproximativ 7 miliarde. Având în vedere că containerul tehnologic a luat foc și cineva trebuie să-l... Cineva este să înlocuiască, cineva este de vină. Noi, având garanția de bună execuție a societății Grup Tenlog, putem să executăm garanția conform registrației vegoare, cu notificări, calcul pe prejudiciu creat. Numai că ei, după ce am emis noi hotărârea de Consiliul Local pe trei articole, pe primul articol spunem că noi o facem din banii noștri, și doi, executăm garanția, iar trei, reîntregim garanția, contul de garanție. Ei, în momentul când au văzut acea hotărâre de Consiliul Local, noi am parcurs toți pașii, ei au făcut întâmpinare, plângere, atât la prefectură și cât și în tribunal, prin care solicită anularea hotărârii de Consiliul Local numărul 1, nu mai rețin care este. Noi nu avem cum să anulăm acea hotărâre din Consiliul Local, având în vedere că dacă prin anularea acelei hotărâri de Consiliul Local, noi nu se mai putem face niciodată acel contract interlocutiv. Adică, până la urmă, instanța va decide dacă sunt vinovați sau dacă nu sunt vinovați. Adică, în acest moment, în momentul respectiv, societatea Grup Tenlog trebuia să încheie o poliție de asigurare card pentru trâhării, ceva de genul. Ei au venit cu adresă de la un broker, de la o poliție de asigurare, cu adresă, un răspuns de la o societate de asigurări, prin care se precizează că societatea respectivă nu asigură vandalism și distrugerea. În acest moment, probabil, se va ajunge în tribunal, îi voi executa și doar instanța judecătoare va decide dacă noi o să-l facem pe banii noștri sau ei o vor face pe banii lor. Dar ideea este că noi nu putem anula acea hotărâre din Consiliul Local, anulând acea hotărâre din Consiliul Local, nu mai putem face acel contract interlocutiv și vom bloca investiția în grup de loc 4-5 ani de zile, până se termine exact ca puntea de la Tisa. Adică, la puntea de la Tisa a fost un dosar penal, neavând o experiență în momentul respectiv, atunci, în momentul respectiv, am avut puțin noroc, cred că mai mult, de Ionică Brânză și domnul secretar, că a văzut lucrurile puțin mai diferit în sensul concesionării. Eu vedeam în alt mod cesiunea, că e având atunci un contract de cesiune, acum este altă situație. Domnul secretar, dacă aveți de completat, e o situație mai ambiguă, mai ciudată, eu m-am prezentat în mare. Nu, deci... din punctul meu de vedere este foarte simplu. Atât timp cât în contract este stipulat acolo că deci executantul răspunde de toate lucrările și echipamentele puse în operă până la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor, de recepție, la terminarea lucrărilor. Deci pentru a se semna procesul verbal de recepție la terminarea, deci el răspunde până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Pentru a se face procesul verbal și a se semna procesul verbal, el trebuia să mă notifice că s-au terminat lucrările și să convoc eu. Eu, ca și beneficiar, trebuia ca să desemnez anumite persoane în comisie, printre care, deci, tu grup de loc are rolul doar de invitat,
Iar dirigintele de șantier fiind secretarul comisiei, iar de-abia după aceea eu pot să spun că sunt, aceste bunuri sunt în proprietatea mea și orice distrugere asupra lor, eu voi lua măsurile în vederea remedierii. Dar nu avem până acum niciun proces verbal, iată, repet, nu numai că nu avem proces verbal de recepție la terminal, nici măcar nu avem o adresă prin care el, ca și executant, să solicite întrunirea comisiei de recepție. Acum fac o completare. În momentul când am transmis acea notificare, notificare de pretenție asupra garanției, ne-am, cum zicea domnul secretar, ne-am ghidat pe două articole, pe legea 50 a construcțiilor, dar și pe normele metodologice de aplicare a legii 50, hotărârea din guvern 295, dar în același timp și articolul 10.1 sau 10.3 din contract. Adică executarea pretenției pe garanție de bună execuție pot fi făcută atât pe timpul derulării contractului, dar și după finalizarea, adică în perioada aia de 30%. Ei au invocat niște articole de lege care nu au nicio treabă. Adică, cum zicea domnul Sărat, preluarea unei investiții, să știți când se preia. Când faci procesul verbal de recepție la treabă. Ei invocă că, la un moment dat, când s-a montat acea cortare terenologic, s-a încheiat un proces verbal de montaj între ei și societatea respectivă de la... Proces verbal de calitate. De calitate. De calitate a lucrărilor. De calitate, deci nu recepție. Deci se va ajunge în tribunal. Ideea este că noi s-a ajuns în tribunal, noi ne mergem pe cursul nostru, ei vor merge pe cursul nostru. Adică nu este nimic, la un moment dat, chiar și domnul secretar și eu, domnul secretar puțin mai a intrat puțin în panică. Eu am intrat în panică, n-am intrat în momentul ăla, eu am intrat seara, când am ajuns acasă mai tare în panică. Adică, într-o situație de-asta, când ajungi în tribunal, te gândești, mă, poate am greșit în ea, poate am făcut ceva ce nu trebuia. Nu, a fost totul ok, să vedem ce se întâmplă. Adică s-au respectat toți pașii. Prima dată am făcut notificare către ei, sub aspectul că, până la data de recepție, am primit răspuns din partea lor, nu, pentru că nu mai e la ei, conform procesului verbal, de recepție a calității, iar subliniez, a calității. Atunci i-am trimis iar notificare prin care, exact cum spune legea, deci notificare către titularul contului și către cel care unde s-a deschis contul, adică către grup de rog și către trezorerie, s-au trimis adrese. S-a spus clar ce nu s-a respectat, adică sub aspectul că acel modul a ars și în urma refuzului lui de a lua și a remedia toate defecțiunile sau al înlocuii, le-am transmis și modul de calcul sub aspectul, cum v-a spus și pura trecută și v-a spus și domnul primar foarte bine. Noi am trimis o adresă către același furnizor de unde a cumpărat el modulul. Și deci nu cumpărăm din altă parte, deci e același, va fi același, aceeași, cum să spun eu, deci nu același modul, pentru că l-a ars. Deci aceleași caracteristici. Deci nimic mai mult, nimic mai puțin. Așa, și deci, din punctul meu de vedere, suma este certă, lichidă, exigibilă, certă, rezultă din contract, exigibilă nu și-a îndeplinit-o până la data la care am spus noi, lichidă pentru că la un moment dat, deci nu numai că ne-a transmis el, deci furnizorul ne-a transmis suma la care ei îl produc și ne va da nouă, se va încheia și contractul, în momentul în care s-a emis factura și noi am achitat, avem și suma fiind lichidă. Acum, eu am sunat pe directorul societății, să știți că a dat dovadă de bună credință și de, de onoare. Adică, în momentul când i-am spus că nu avem cum să anulăm acea hotărâre din Consiliul Local, că se anulează și articolul 1. Anulându-se articolul 1, prin care spune că facem din banii noștri și recuperarea, 4-5 ani de zile nu o să mai închidem investiția. Și i-a zis, dar eu nu doresc lucrul acesta, ca să nu terminați dumneavoastră investiția. Și aici, pe bună dreptate, nu vedeți că se chinui și el. Adică acum 10 gunte loc a plătit din banii lor, l-am plătit și noi, încă 50.000 de lei pentru aceste inspecții video. Adică omul din banii lui, că vrea să se termine. Acum ne-am luat și noi niște măsuri de precauție, la un moment dat s-ar putea să fie două contracte și am transmit astăzi o adresă și mulțumesc că v-ați adus aminte că și-ați transmis. Mi-am pus și ceva acolo. Da, bine, și am încat, deci eu mulțumesc colegii că am rugat-o pe asumă. I-am mutat și am transmis, adică ei pot fi, dar ei sunt de bună credință, ei pot încheia, ei un contract în aceste 30 de zile. Da, dar transmis adresă, indiferent cine, trebuie făcut contract. Da. Nu te văd pe această temă, nu. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea la ajutor de urgență doamnei Fiper Roxana Iuliana,
sunt micianti în comună la Sângărânsa Vârșești pentru un tratament de cancer. Este primul proiect pentru acordarea unui ajutor pe o sumă pe care țin mai mare și în cazul mântare, e vorba de soția lui Chipel Sorin. E o chestie mai chestie ciudată. Domnule, de ce turcii sunt buni? Sunt buni ca mine. Pun întrebarea de ce, nu știu de ce, știu, dar nu spun nimic. Sunt buni, adică să intru pe termen medical, aș spune ceva greșit. Știu că între vezică și colon e ceva. Și la noi, nu, la noi în România nu s-a văzut acel ceva. Și s-a dus în Turcia și o pește face 3 injecții, că nu poate fi operabilă, dar poate fi, ea poate să se usuce din aceste injecții. Și o injecție costă 2000 de euro. Și trebuie să facă 3 injecții. Acum, chiar dacă nu avem bani, găsim noi problema să vedem când facem rectificarea de injecție. E viața unui om. Adică, conductele pot rămâne 2 zile, 3 zile. Adică, care e suma? Poftim? Care e suma? 2000 de euro. Nu știu ce mitare ai trecut în păcătării. 2000 de euro. Adică, nu știu ce să spun, dar... Vă dați seama că nu... Situația dumneiei chiar nu e de contestat nimic, doar singura problemă este precedentul, știți? Adică... Știți cum este? Știți că tot, mai tot noi am mai ieșit rău. Odată 10.000 de lei, țineți minte? Și tot așa am discutat și uitați că s-a creat atunci un precedent, dar n-a mai venit nimeni. Da, știți unii, și tot așa am discutat. Dumneavoastră sunteți cel care da. Poate... Și, nu, atunci, știți, același da, lucru da. Discutați și n-a mai existat cazul. Și atunci, dar atât de mult m-am bucurat atunci când l-am adus acasă. A ajuns acasă 5 ore sau cât a stat și Brescu. După 2 ore săracul a murit, dar a ajuns acasă în casa lui. Adică pentru mine a fost o bucurie că l-am adus acasă sănătos și a văzut casă. Acum și aici. Dacă, Doamne ferește, mai e cineva bolnav, domnule, dezvoltarea comunei va merge, dar viața noastră e mai scumpă decât orice. Că dacă dăm 2000 de euro, așa din punctul meu de vedere. Nu, dar chiar este un caz, 3 copii în floarea vieții, singură, o persoană care a slujit comuna cât s-a putut. Eu sunt sigur că niciunul dintre noi să nu aveți 2000 de euro. Nu, categoric, adică chiar e... Dacă aș fi dat eu acești bani, vine curtea de conturi și uite de ce ai dat. Aceste sume de bani alocate către... Deci știți ce zice legea? Că am văzut niște cazuri de jurisprudență. Când alogi niște sume, da? Să nu fie cineva apropiat de tine. Adică, spre exemplu, dacă ar fi un neam, cine este neam cu Iacob? Neam de gradul 1. Ei, nu. Să nu voteze dacă este da, grad da, de gradul 1. Înțeles, dar nu e grad. În momentul când nu există grad de gradul 1, domnule, e pur și simplu, adică să facilitezi anumite sume sau facilități pentru cineva. În sensul ăsta, poate. Să punem la vot punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind conștiință agroconținutului proiectului raportului de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale Comunei Sângărâni la data de 31.12.2020. Aveți fiecare dintre dumneavoastră. L-ați citit, puteți să mai citiți. Spune, ce pot să spun? Sunt greșeli, dar sunt greșeli acolo, la contabilitate, pe corpul, pe audit, dar nu sunt greșeli de prejudiciu, de sume de bani. Deci vreau să spun că după 2 luni de zile, nu știu cât a stat domnul Ferat, poate 2 luni de zile, 2 luni de zile, avem, nu ne-a găsit niciun greu plătit în plus. Deci nu s-a creat niciun prejudiciu. A, că avem noi niște greșeli acolo, că am avut în contul 231 și nu trebuia ținute cont banii aia în contul 31, că sunt sume recuperate din alte precedenți și trebuia în alt cont. Am greșit că banii de pe expertiză, de luăm gana,
era o valoare de 5 miliarde și ar fi trebuit să fie decât 2.400 și nu a modificat acele sume în contabilitate, nu este prejudiciu. Pur și simplu am făcut notă, s-a modificat, am expus expertiza, adică sunt doar, să zicem, erori materiale sau nu spun să... Da. Omise, greșeli. Greșeli... Nu știu cum să zic. Da, adică... Deci este pentru prima dată când nu avem niciun prejudiciu, niciun curent. Nimic. Și aici, sincer să fiu, mulțumesc tuturor angajaților, cu toți. Să știți că, la un moment dat, la început, când am intrat primar, eram foarte nemulțumit de angajați. Am niște angajați, sunt primarea Sămurenți, am niște angajați nu bine pregătiți, dar și responsabili. Chiar dacă suntem noi puțini așa cum suntem, e ok. Suntem la vot, punctul numărul 5. Dumneavoastră ați ști, dacă mai vreți copii, puteți să luați copii, puteți să luați orice. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind demiterea acordului prealabil și autorizarea de amplasaj sau acces în zona drumului public în vederea efectuării lucrării, sistem de monitorizare și asistență a spațiului public în Comuna Sămurenți, județul Bacău, în cadrul proiectului achiziției dronelor pentru inspecția zonelor sau situațiilor de risc și sistem de monitorizare și siguranță. Inițiată primarul comunei. E o chestiune similară cu el, ce este el de IES, numai că acum este vorba de noi. Noi am întocmit un proiect pe fondul european, pe planul național de redresare și reziliență, privind supravegherea video. Ei, prin certificatul de urmărire și avizul structurii de specialitate, dar mai ales prin avizul structurii, se precizează acordul prealabil al Consiliului Local, adică acordul nostru. Adică n-ai cum să nu fie de acord cu el. Punem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achiziționării publice pentru implementarea proiectului monetizarea serviciilor locale pe baza de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Sămurenți de Bacău. Știți că noi am depus pe gal vitanja. Conform de vizul general de pe depus la fir, noi nu am pus pentru proceduri de achiziție, nicio sumă de bani. Nimeni nu se ocupă de această consultanță privind procedura de achiziție pe degeaba. Și atunci, pentru a modifica de vizul general, ne trebuie o hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, de 15.000 de lei. Adică ca să putem să cumpărăm, să facem proceduri de achiziții pentru vitaj. Spune-mi la vot, domnul Mărășat. Vedeți, dumneavoastră, de ce pe noi nu ne-a găsit niciun leu? Deci, Curtea de Conturi spune, domne, plătește. Nu sume mari, că dacă ai plătit cu 70, 80 de mii, un miliard, vă dau, dar cum să plătești aceste sume, 70, 80 de mii? Nu ai indeviz general. Domnul, introduci niște sume indeviz general. Dar tu trebuie să anunți Consiliul Local că ai introdus 2 lei. În devizul general. Adică nu poți dacă nu ai bani în devizul general. Că poți tu să muți niște sume de la consultanță la proceduri de achiziție, adică pe proceduri ai avut 10.000, pe consultanță 20.000 și faci 15.000 și 15.000, îl rogi pe proiectant, îți modifică. Dar e cu totul altceva. Dar nici atunci nu este ok. Că acea devizul general tot trebuie aprobat la un moment dat în Consiliul Local. Atunci, pe moment, ți-l aprobă proiectantul. E ok. Ți-l de bună. Mai ok, dar dă-i hotărâre din Consiliul Local, adică ce ai modificat? Chiar dacă valoarea rămâne aceeași, ai modificat niște sume, exact cum sunt rectificări de buget, domnul secretar, dispoziții. Dăm dispoziții repede, dar tot trebuie să faci rectificare de buget. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice și de consultanță, de asistență sau de reprezentare. Aici, domnul secretar, să vă spună, este vorba de procesul cu grup de loc. Este vorba de procesul cu grup de loc. Avem două dosare pe rol. Unul pentru suspendarea efectelor hotărârii de Consiliul Local, deci care am încercat atunci. Așa, este vorba de hotărârea de Consiliul Local 81, aia prin care s-a aprobat achiziționarea de modul și după aceea executarea garanției.
Iar următorul este, deci cel de-al doilea dosar, este pentru contestarea vis-a-vis de această hotărâre. E o considerare legală, pentru că nu este vina lor, datorită faptului că predarea bunului a avut loc în momentul, cum am explicat și atunci, a avut loc în momentul în care s-a semnat acel proces verbal de calitate, nu de predare a bunului. Iar pentru că la nivelul instituției nu avem consiliu juridic, iar legea prevede clar și de ce cum ai venit contul de procedură civilă, în instanță interesele pot fi reprezentate de către avocat sau consilier juridic, neavând pe nimeni consilier juridic, nu are cum să ducă ca să-i depună nici măcar, cum îi spune, nu, să formuleze apărări. Deci doar prima la are voie, doar prima la are voie, dar eu nu pot să mă apăr, adică indiferent cât știu eu, nu pot să mă apăr. Bine, în momentul în care m-am trecut și eu acolo, deci domnul Ioan va semna cum îi spune contractul de reprezentare și va cere cheltuia de judecată. Adică cum ar veni, ce bani se dau pentru avocat în momentul în care noi am câștigat, banii respectivi se vor recupera de la reclamă. Adică avocatul se va băza pe întâmpinare pe ceea ce am spus noi. Una e când vorbește avocatul, adică știe să vorbeze, știe să convingă pe judecător, și una e când vorbesc eu într-o stare emoțională de moment. Adică este greu să pot vorbi emoțională. Adică domnul secretar știe cum a fost concediul meu. Vă dați seama, m-am apărat singur până în alta curte de casație și justiție. 10 procese, nu mai știu. Trebați bine luată cum vi stăteam. Și ca să stăteam deoparte și îmi spuneam pe de rost idei că nu mai puteam. Așa emoția mea. Vă dați seama, și eram un judecător în alte acuze de casație. Dom'le, dacă nu avea 35 kg. Slab, slab, de atât școală, adică un copil tânăr. Adică se vedea că... Și atunci nu te poți apăra. Nu te poți apăra. Că la un moment dat, la noi în Bacău a zis că în primul mandat poate fi considerat o prelungire a celui ideal. Al doilea mandat poate fi considerat o prelungire la primul mandat. Tot are un alt, că sunt... Dar îmi spunea că prin apăricional. Și mă duc acolo în fața judecătorului cu o dispoziție. Vreau să stau primar până la 80 de ani. Și am dat o dispoziție. Nu există așa ceva. Bine, sunt multe chestii de procedură, interpretare de limba română, care nouă ne se pare că vorbim în limba română, dar... Dar eu ce zic? Una e când te reprezintă un avocat și una când te duci tu acolo. Adică nu pot. El, avocatul, va merge. Eu am mai avut un proces, noi am discutat cu avocatul, am avut un proces cu cineva, tot așa, toate întâmpinările erau făcute de mine și chiar m-am dus la avocat. Dom'le, și am stat 6 ore și am modificat întâmpinarea, dar pe aceeași idee. Dar... Termenul, eu merg niște tehnici pe termen, așa, puțin mai tehnici, el știe să meargă pe juridic, adică... Să punem la vot punctul, mă rog. Nu mai puțin, eu cam mai știu. Scuze-mă, mai avem o reclamație la prefectură. Doamna Vrabii Genoveva. Da. Doamna Vrabe, prin cabinet de avocat Vrabe Vasile, care este soțul dumneai, cu domiciliu în Izvorul Berheciu, dacă... Bacău. Dar cine are Izvorul Berheciu? Fratele lui? Da. Izvorul Berheciu. Și a avut și el branșament gratuit. Noi, prin hotărârea de consiliu local, care mi s-a părut ok, să beneficiezi cetățenii comunei Sănduen, care au domiciliu. Adică vorbim de domiciliu, având în vedere că suntem 1774 de case și avem adică 950 de branșamente. Adică, din punctul meu de vedere, nu ar fi formă. Este corect ca, să zicem, Silvestru Tur, să ai casă și la Podul Turcului, și la Bistrița, și tot să-ți bag ție gratuit și Georgel să nu-i bag. E un punct de vedere. Și la un moment dat, vă înaintăm plângerea, și zice, întreaga documentație în care a stat domnul secretar, mai spuneți doase, că... Și să zic, ideea e în felul următor. Că atunci când pe Angel Savinii s-au avut loc repartizarea sumelor vis-a-vis de aceste branșamente și raporturi, în primul rând s-a ținut cont de populația la nivelul județului. Deci, din cauza asta, guvernul a luat și a alocat către
Deci, după aceea a venit, cum ar fi venit, selectarea comunelor care vor beneficia de aceste lucrări. S-a ținut cont de populația comunei, a Oateului. Așa este trecut acolo. Deci la noi populația Oateului este la un moment dat 4.467 în cererea de finanțare, iar acum am transmis la evidența populației să vedem câți mai sunt eu. Deci ăștia 4.467 de locuitori sunt cei care efectiv locuiesc pe rasa comunei. Din casele, deci ăștia 4.467 este vorba de 1.476 de gospodării. Deci 1.476 de gospodării, am trecut acolo gospodării, sau case. Deci cum ar fi venit că la asta trebuie să făcute branșamente? Pentru că ăștia stau în cele 1.476 de case. Dar prin programul Antersalini nu s-a acordat decât... Deci, 950. Deci prin ce s-a acordat, se acoperă doar un 64,3%. Deci 64,3% din gospodării vor beneficia de bani, cum ar veni gratuit, dar banii vin de la guvern, pentru aceste branșamente. Restul de 37 de gospodării nu vor fi branșate pentru că nu sunt alocați banii ăștia. Nu vor fi branșate prin programul Angel Salini. Ce va fi mai departe? Nu știu. De ce am făcut această prezentare? Pentru că, la un moment dat, e vorba de locuitorul comunei. Doamna Vrabie, Vrabie Magdalena, locuiește în Bacău. Deci, după câte știu eu, Bacău are și apă și canalizare. Nu știu dacă, cumva, dacă mă înșel, să mă corecteze cineva. Pentru că noi vrem și chiar la Bârzulești, dacă știți, și de-a lungul anilor, când a mai venit cisternă și se ducea apă pentru animale și pentru populație, este punctul cel mai necesar vis-a-vis de apa potabilă. Pentru că atunci când a venit vara, e secetă completă. De aceea, când s-au atribuit și branșamentele pentru apă potabilă, nu s-a mai ținut raportul, deci o proporționalitate, număr de branșamente la număr de locuitori pe sare. La Bărzulești s-au alocat undeva la vreo 7 sau branșamente mai mult față de ceilalți. Numai că, și aici intervine, prin proiect de branșamente, 1467, prin proiectul de branșamente nu avem 950, avem 1422. Adică se constată că 1467 minus 1422, 55 de branșamente nu sunt alocuitori comunei Sânduieni. Adică nu au domiciliu, au case, dar nu au domiciliu comuna Sânduieni. Deci prin proiect sunt 1422, numai că acei 1422, diferența la 1422 la 950 de 472, pot fi făcute din bugetul local sub aceeași autorizație. Adică totul este gândit, totul este... Acum, da. Dă și reclamă faptul că este o discriminare pentru că toți locuitorii din Bârzulești beneficiază de branșament gratuit. Eu chiar vă spun că deci nu toți locuitorii, nici măcar din Bârzulești, nici din toată comuna, deci nu vor fi... Deci este acea marjă de 30 ceva la sută care nu vor beneficia. Și discriminarea ar fi fost în momentul în care, deci, dânsei, care stă în Bacău, are apă, i-a și pus eu la cele două case, că pentru două case are pe raza Bârzuleștiului, aș fi făcut branșamentele respective și atunci aș fi privat de acest beneficiu pe alt locuitor sau pe alți locuitori din comună. De-abia atunci era discriminarea ta față de locuitori. Pentru că iar intervin și spun. Deci banii au fost alocați sau proiectul nostru a luat și a primit finanțare datorită numărului de locuitori. Locuitorii sunt cei care au cartea de identitate pe raza comunii și locuiesc pe raza comunii. Nu în altă parte. Da, mă alte întrebări, nu știu. Da. Punctul meu de vedere. Poate dă da, și alt punct de vedere. Da. Adică, ați înțeles, nu, n-ai cum, adică, o să, spune-ne el ce ai văzut. Cred că sunt societăți de comerciari, nu? Să poate face ceva, să poate zrașamente. Da, uitați-vă, foarte bun că ai spus asta. Acum pun și eu întrebat. Între societate și un locuitor care nu este cetățean comunei Sânduieni și are domiciliu pe izvorul de rece. Mi se pare că o să-i pare la societate, gata. Nu?
Hai să fim obiectivi. Dacă eu sunt bogat și am la izvorul Beheciu, la Risița Năsău peste tot, mă duc peste tot să-mi bage primarul apă, mă duc unde am domiciliu. Adică mai bine bag o societate, că vreau un moment dat, societatea aia tot vine cu ceva contribuție la bugetul local. Și contribuții, nu știu cât, că n-am verificat niciodată, dar oricum vin cu niște contribuții mult mai mari decât vin eu, ca și cetățean, persoană fizică. Da, cu societățile, ca și principiu, ați fi de acord? Sigur. Da? Ați fi de acord? Da. Ca să pot să fac. Oricum trebuie să modificăm regulamentul, dar ca să pot să fac. Deci cei care aveți societăți, nu vă expuneți punctul de vedere, vă rog. Păi bine, că acum vorbim, și nu votăm. Pentru ca și principiu, ca să putem, pentru că uitați, este o situație puțin mai ciudată. Și Iurean a fost printre puținii care a înțeles. Nu poți să dai drumul decât dacă zona aia e gata toată. Pentru că nu fac prin lipitură. Fac prin lipitură, prin o fuziune. Înainte, dacă făcea, punea o șa din branșare, dădea cu burghiu, da? Și mergea cu o branșa și tot mergea. Dacă aveam apă cu conduct, astea legea prima ta. Ei, acum este prin electrofuziune și lipitura aia nu poate să fie făcută de lucru. Prinde apă, nu mai e bine. Iar muncește, taie-ți apă, taie-ți apă. Nu mai e, nu poate să mă frică. Deci, în principiu, sunteți de acolo. Cine? Alte întrebări, vă rog, la diverse. Deci asta am făcut eu. Bine, spune-te. Deci am vrea ca așa să mă fac mai... Da, am vorbit. Dar spune, tata, acolo eu... Ce spune domnul Georgian? Că la o lună e zile... La o lună e mult. Acum o rugăminte, domnul președinte, deci în felul următor... Îți blochez o cameră cu... deșeuri, care ei le valorifică și încasează bani. Să vină săptămânal, să facem o adresă de realist, dacă nu căutăm alt... Dar știți ce faci? Eu am spus să dea... Un alt operator și... Dar și vine mediu și moia mediu. Cum se dă? Este, vă dă la Kaufman 50 de bani acum. E o grămadă de mizerie acolo. Rămâns din marți, o rămâns de mizerie. Da, bine, să dă la un moment. Deci, în felul următor, a fost la Lidl, Lidl-ul din Bacău și Lidl-ul din Cluj, o campanie, 50 de bani pe sticlă, PET și doză. Deci, s-a curățat Bacău de anumite categorii de populație. Deci, coadă continuă la Lidl și îți dădea de recipient, îți dă un voucher cu care faci cumpărături. Acum se deschide la Kaufland, deci a fost un program de succes. Ei vor acum, din ce am auzit, să implementeze la nivel de țară, să-ți rețină 50 de bani pe și să-i recupereze. Și va fi curățenie maxim. Dar știți de ce? Ce fac cu bidoane? Știți ce fac? Asfalt. Reciclează, nu reciclează, fac asfalt, asfalt mai bun. Dar se va fi curățenie. Dar e o chestie cu face asfalt din bidoane. Unu. Va determina pe om să-l ducă, va da peste fiecare conștiință prin afară, știind că îi umblă la buzunar. Doi, cine nu are chef să strângă, va strânge altul în spatele lui care vrea să facă niște bani. Supune Dănuți la vot. Spune-mi la voi și proiectele hotărâri. Nu, 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 proiecte, deci răspunsul dat pe instituția prefectului ne cere punctul de vedere al Consiliului Local vis-a-vis de petiția formulată de doamna Brabie Magdalena. Și la un moment dat, deci vi s-a prezentat, deci nu, dacă cineva este de acord cu punctul de vedere transmis prin această adresă, adică pus pe această adresă, sau împotrivă. Ca să știu, deci la un moment dat voi face referire că este unanimitate a celor 13 consilieri în funcție prezenți și la data la care s-a luat ședinței și care sunt de acord cu conținutul. Trebuie să vă consumați. Dacă prefectul zice că să le băgăm și mor, le băgăm și mor și am scăpat. Adică dacă îi păstrăm un punct de vedere în sensul ăsta. Adică nu... De ce? Da. Mulțumesc. Ce să vă spun? Am o întrebare, dar nu e
Doar așa, citind aici. Da, deci... Văd un raport între locuințe branșate și locuitori. Peste în 3 sate este raport de 1 la 3, adică 700 cu 2000 ceva. La Coman văd 350 cu 450, adică ar veni da. 1 la 1,5. Adică persoanele care beneficiază, e o greșeală sau... E pur și simplu, nu. Nu. Deci la un moment dat, în felul următor, vedeți că, deci, Coman, modificați, inversați cifrele. Pentru că la Coman nu vor fi niciodată... Nu. Niciodată la... Deci avem Sândulen, 700 ori 3, da undeva la 2000. Nu, e ok la Sândulen. Așa, avem pentru 300 cu 900, iar 3. Adică undeva la 3 persoane pe locuință. Nu, iar la Coman îmi reiese că în fiecare locuință e câte o persoană jumătate. Deci, nu, inversați cifrele la locuitori. Nu. Deci de la Coman duceți-l la Berșești. Da, deci la Berșești la Coman. E 178 plus 303. Da? Da, 178 acolo. Iese. Iese, da. E 178, ești super de loc. Deci, da, vedeți cum... Da. Calculam să iau din nou. Nu, nu e o problemă, dar e și ceva ciudat, adică peste tot erau câte trei în casă și la Coman era câte unul. Am spus, s-a păstrat. Și cred că nu e cazul la Coman cu o persoană în casă, nu? Deci, în momentul în care m-am apucat să fac calculele, eu am greșit aici, n-am greșit nimeni altcineva. Și dacă vă uitați, deci chiar te bătrânești unde este acolo nevralgic, acolo sunt alocate mai mult cu 4 sau 5 aranjamente. Deci eu cred că nu-i niciun... Oamenii au și animale, deci nu mai sunt gospodărie, dar la un moment dat poate să mai ajută și mintre ei ca și mintre ceva. Ca și ce? Da, bine, da, eu spun, nu știu. Vedem. Să aibă două apometri pe... În branșament. Cineva poate... Dacă depășește... Cam așa. Dă-i seama cum poți...